Haideți să ne ridicăm și citim în seara aceasta din nou din cartea 1 Petru, de la versetul, capitolul 1, de la versetul 17 până la versetul 25, versetul 17. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de temeri lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o semânță care poate putrezii, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Și acesta este cuvântul care va fost propăduit prin Evanghelie. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În seara aceasta aș dori să ne uităm în continuare la acest pasaj din Sfânta Scriptură, care ne arată în ce fel trebuie să arate viața noastră uh, trăită după ce Dumnezeu ne mântuiește, după ce Dumnezeu ne regenerează. Dimineața ne-am uitat la faptul că perseverența noastră în har implică speranță în harul care ne va fi adus la arătarea lui Hristos și sfințenie, speranță și sfințenie. În această seară doresc să ne uităm la al treilea element care trebuie să se găsească în perseverența noastră în har și acest element l-a numit sfiala, sfiala. Versetul 17 ne spune dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică sau cu atenție sau cu sfială. Da? este opusul a te purta cu nebăgare de seamă a lua lucrurile ca de apucat da? adică spui sunt mântuit nu. care e acuzația unui, unui arminian dacă ești mântuit pentru totdeauna și ai nașterea din nou și ești păstrat în har pentru totdeauna atunci faci ce vrei, trăiești cum vrei și Petru spune nu din contră dacă înțelegi măreția lucrării lui Dumnezeu în tine, te vei purta cu respect, cu teamă, cu sfială față de un asemenea Dumnezeu care a făcut lucrarea asta în tine. De aceea sfiala, uh, un, un calvinist arogant este o contradicție în termen, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun, da? Dar una dintre acuzațiile principale pentru cei care cred, calvinist, puteți să-i spuneți cum vreți, care cred doctrina Harului, una dintre acuzațiile principale este aceasta. Măi, sunteți foarte aroganți, foarte mândri. Și Petru spune, Petru care și el credea în doctrina Harului, Petru spune că lucrul acesta trebuie să te ducă la teamă, la sfială, la atenție. Luna nu la neatenție, a, sunt mântuit, nu mai am nicio treabă. Nu! El spune, din contră, lucrul acesta trebuie să te ducă la sfială. Dar care sunt motivațiile unei trei cu sfială, cu teamă? Prima motivație este relația noastră cu Dumnezeu. Auziți ce spune? Dacă chemați ca tată, pe cel ce judică fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică, da? Dacă chemați ca tată, purtați-vă cu frică. Relația ta cu Dumnezeu trebuie să te ducă la o trăire cu teamă. De ce? Nu ni s-ar părea anormal că atunci când te gândești la tatăl tău să te gândești la unul de care ți frică. Nu? Ți se pare normal să -ți fie frică de tatăl tău? Noi gândim normal să te gândești la un tată ca Dumnezeu care ne-a binecuvântat în felul acesta să ne fie frică de el? De ce să -ți fie frică de un tată care te-a binecuvântat în felul acesta. Păi cred că frica despre care vorbește Petru aici este teama aceea față de un Dumnezeu care te-a binecuvântat în felul ăsta atât de mult. Cu cât cineva îți face mai mult bine, cu atât îți stârnește și îți câștigă mai mult respectul. Cineva care îți face foarte mult bine nu este unul față de care te poți purta cu foarte mare ușurătate, corect? Cu cât îți face cineva mai mult bine, cu atât îți câștigă mai mult respectul și te face să fii mai atent cu el. De ce? Că e un om care a investit foarte mult în tine. Relația cu Tatăl nostru ceresc trebuie să fie o relație care să ne facă să ne purtăm cu respect față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cea mai mare, cea mai mare durere a noastră nu este să ne pierdem harul, mântuirea sau credința ci este să pierdem apropierea aceasta, sensibilitatea aceasta, înfiorările acelea pe care le avem în relația cu Tatăl nostru, care ne-a binecuvântat în felul în care a descris, Petru, a descris Petru de la versetul 1 la versetul 12. De asta îi spune că dacă chemăm pe Tatăl, dacă avem părtășie cu Tatăl, dacă simțim sensibilitatea relației noastre cu Dumnezeu, dacă avem această apropiere cu Dumnezeu, dacă nu chem pe Dumnezeu ca tată, și nu ai nicio apropiere cu Dumnezeu și nu ai nicio părtășie cu Dumnezeu, normal că e lucrurile ca de apucat. Dar dacă ești în părtășie cu Dumnezeu care este stăpânul Universului și care din galaxiile astea a pus ochii pe tine, a făcut focus pe tine, te-a focalizat pe tine și te-a luat pe tine din veșnicie, s-a gândit să te ia pe tine, să te binecuvânteze, să te mântuiască, să te scoată din groapa de gunoi a lumii astea. Dacă Dumnezeu ăsta este tatăl tău și tu ai părtășie cu cea mai impresionantă ființă din univers, normal că lucrul acesta îți stârnește respect. Te face să mergi cu atenție. Te face să mergi cu atenție. Asta este prima, prima motivație pe care ne dă Petru. Relația noastră cu Dumnezeu. A doua motivație este răsplata lui Dumnezeu. Este foarte important ce spune aici. Zice, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă. Opa! Pe judecă. Acesta cred că este paradoxul sănătos care trebuie să fie în mintea noastră când ne raportăm la Dumnezeu. Dacă vedeți vreo biserică deșănțată astăzi, deșănțată așa, neatentă cu Dumnezeu, neatentă în închinare, neatentă în predicare, neatentă în, în orice, este datorită relației greșite pe care o are cu Dumnezeu. Datorită portretului greșit pe care îl are despre Dumnezeu. O să vedeți că foarte multe biserici seamănă cu bisericile adevărate că vorbesc despre harul lui Dumnezeu nemărginit. Mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Mă ceva de pe acolo. Ce nu le-a plăcut? Tată care judecă. Asta e cam o contradicție în termeni, nu? Bă, noi credem în harul nemărginit, Tată care judecă. Uite că tată mai face și disciplină. Este un tată care investește, care binecuvântează, care nu părăsește, dar e și un tată care, dacă o iei razna, se duce după tine și dă cu bota pe tine și te cheamă înapoi. Este un păstor care te mângâie. Este un, un Dumnezeu care, ca nevrei 12, te disciplinează pentru că te iubește. Am auzit credincioși, cu numele cel puțin care spun că evrei, 12, nu se referă la creștin deși este scris un creștin. Că se referă numai la creștini, dar numai la creștini evrei. Este o aberație. Pentru că în mintea lor ei nu poate să conceapă că Dumnezeu este un Dumnezeu care pedepsește, care disciplinează, care judecă. Aici nu este vorba despre o judecată finală pentru viață sau moarte. Ce este vorba despre o judecată pe care o face un tată. Un tată nu judecă fiul să-l condamne la moarte. Da? Deci contextul ți explică că se referă la o judecată pe care o face un tată pentru fiul lui. O judecată de tată fiu, nu este o judecată a destinului veșnic. Nu este vorba despre asta aici. Dar este o judecată pe care o face tatăl nostru. Este o răsplătire pe care o face tatăl nostru. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă. Și întrebarea pentru noi este asta. Putem noi să ne imaginăm pe tatăl nostru ca unul care ne judecă? Dacă nu avem paradoxul ăsta în minte, el e și tată care îți dă ideea de purtare de grijă, de intimitate, de afecțiune. Dacă nu avem paradoxul el e și tată, dar este și judecător. Paradoxul ăsta ne ajută să ne comportăm cu respect și cu sfială. Repet, când vezi o biserică care dănțuiește în numele Domnului, este o biserică care nu are sfială, care nu a înțeles paradoxul ăsta. Cel care este tatăl meu este și Dumnezeul meu. Cel care este tatăl meu este și judecătorul meu. Cel care este tatăl meu și mi-arată afecțiunea lui este tatăl care mi-arată și disciplinarea lui. Este un paradox care trebuie să existe în sufletele noastre sănătos, care ne aduce la această sfială, la această atenție sfântă în relația noastră cu Dumnezeu. Da? Dumnezeu nu este tăticuțul nostru. Dumnezeu este un tată care judecă. Acum, întrebarea este în ce fel judecă? În ce fel judecă Dumnezeu? <coughs> în Ioan, capitolul 5, găsim un verset care aduce puțină lumină asupra acestui aspect pentru că este important să știm în ce fel ne judecă Dumnezeu. Auzi ce spune. Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are, nu va avea, are viața veșnică și nu vine la deci avem o judecată la care nu venim. Înseamnă că textul ăsta vorbește despre o judecată la care venim, dar care nu e aceeași cu asta din Ioan 5 cu 24, că nu se contrazice Biblia. Deci nu se contrazice Biblia. Ne putem contrazice noi, dar Biblia nu se contrazice. Ioan 5 cu 24 spune că nu venim la judecată. 1 Petru spune că Dumnezeu ne judecă. Asta înseamnă că acolo e o judecată și în aia la altă parte e altă judecată, alt fel de judecată. Judecata din Ioan 5 cu 24 este o judecată de viață sau moarte. Da? Tu mergi în viață, tu mergi la moarte. Crezi, nu te duci în iad, nu crezi, nu te duci în iad, ci te duci în cer, nu crezi, te duci în iad. Este o judecată a vieții și a morții noastre, da? Judecata din 1 Petru nu este felul ăsta de judecată. Vă mai citesc un pasaj, ca să fim încredințați de lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 și 32. Ia ascultați, zice așa. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Ce judecată aici? O judecată de disciplină. Da? Sunt neputincioși, bolnavi și dorm. Dumnezeu a început să dea cu secera în ei pe acolo. Că i au apucat nebunia. Și se purtau nebunește și luau lucrurile de apucat la cina Domnului. Da? Și Dumnezeu a început să judece. Dar judeca pe pământ. Și auziți ce spune? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci există o judecată pe care Dumnezeu o face acum și aici pentru credincioși și o judecată care o face necredincioșilor. Sau numită o sândă odată cu lumea, judecată odată cu lumea. Așa că ne întoarcem la unul Petru și vedem că judecata despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici nu este o judecată a finalului, da? O judecată care are în vedere dacă suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți. Este o judecată de o altă natură. Vă mai citesc un verset. 2 Corinteni 5 cu 10 spune așa. că -și toți... E foarte important că vorbește despre credincioși. Versetul nou. De aceea ne silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe. Și de motivație. De ce ne silim să-i fim plăcuți, Domnului? Că-și toți, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata. La scaunul de judecată primim ce? Răsplata, nu mântuirea. Eu, credinciosul, nu primesc mântuirea la scaunul de judecată, ci primesc răsplata. Răsplata în funcție de ce? După binele sau răul pe care va fi făcut când treia în trup. Deci după binele sau răul pe care îl face un credincios, el primește răsplată, nu mântuire. Mântuirea este prin har. Răsplata este în funcție de faptele noastre. Ne întoarcem acum la Petru. Vedem că sunt două judecăți, două tipuri de judecată pe care Dumnezeu le poate lucra la credincioși. O judecată pe pământ disciplinară, corectivă și o judecată finală pentru răsplătire, nu pentru mântuire. Dar când ne gândim la răsplata lui Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să ne facă să ne purtăm cu sfial. Zice, ne silim și dacă nu vine și n-am chef, mă silesc să fiu plăcut că o să vină o vremea răsplătirii. Nu de judecării mele ca să mă duc în iad sau în rai. Eu știu că am viața veșnică, am scăpat de judecata aia. Dar vine o vreme a răsplătirii mele în funcție de cum am trăit. Și pentru că știu că vine o vreme a răsplătirii, mă port cu sfială, cu atenție, cu precauție pe pământ. Pentru că eu sunt mântuit, dar contează faptele pe care le fac, după binele sau răul, spune Pavel. Contează fiecare faptă pe care o fac, nu în vederea mântuirii mele, ci în vederea răsplătirii mele. Și în vederea felului în care Dumnezeu se raportează cu mine pe pământ, mă disciplinează, sau mă disciplinează în funcție de faptele mele pe care le fac. Da? Aceasta este a doua motivație. Așadar, relația cu Dumnezeu și răsplata lui Dumnezeu. Răsplata lui Dumnezeu. Răsplata lui Dumnezeu. A treia motivație pe care o ne dă este felul în care trebuie să ne raportăm noi la Dumnezeu nostru. Auziți ce spune? Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Cum ne vedem noi viața? Felul în care ne raportăm noi la Dumnezeu de pe pământ este modul care determină felul în care noi ne purtăm. Cum ne raportăm? Cum îl privim noi pe Dumnezeu nostru din ceruri? Cât timp suntem noi pe pământ? Ne, primim, ne privim viața ca o pribegie? Ca o călătorie? Sau nu? Asta e pribegia. E pribeac, nu? E călător, Domne, Trece și el. Printr-o situație. E pribeac. Din nefericire, dacă viața noastră este privită ca o viață de confort, ca o viață care are un scop în ea însă și trebuie să trăim aici, e bine aici, e frumos aici, nu vrem să ne mutăm, nu mai poți vedea viața ca o pribegie. A, când a venit persecuția peste biserica primară, normal că viața aceea nu mai era o viață de dorit. Era o viață care era privită ca o pribegie. Din nefericire, simțurile multor oameni care se numesc creștini s-au tocit și nu mai simt povara pe care o aduce viața asta. Și nu -și mai, nu și mai văd viața ca o pribegie. Nu se mai raportează la Dumnezeu și la locul în care este Dumnezeu ca la locul final al nostru, ca la adevărata noastră casă. Nu mai spune, el nu mai poate spune capabil, vreau să mă duc la Domnul ca să vreau să mă duc acasă la Domnul. Nu, casa e aici. Acasă e aici. Noi aici ne simțim acasă. Raportarea noastră corectă la Dumnezeu trebuie să fie în felul acestui: eu privesc veșnicia ca și casa mea adevărată. Și privesc viața mea vremelnicia asta ca o pribegie. Viața este o pribegie și ne așteaptă veșnicia. Dar ne uităm acum la ultima motivație. Am văzut relația cu Dumnezeu, răsplătirea lui Dumnezeu, raportarea lui, la Dumnezeu, da? Acolo e casa, aici este o pribegie. Și răscumpărarea lui Dumnezeu. Ce mă poate face pe mine să trăiesc cu atenție pe pământ? Cu precauție. Să nu iau lucrurile de apucat, nici mântuirea, nici lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în mine. Auziți ce? răscumpărarea lui Dumnezeu. Că știți, și termenul știți aici se referă la o conștientizare permanentă a răscumpărării pe care Dumnezeu a făcut-o în trecut în noi, da? Că știți că nu lucrul așa, ați fost răscumpărați, și ceva încheiat. Dar știți asta este o acțiune care a început în trecut și se continuă în prezent. Sunt conștient mereu de lucrarea răscumpărătoare. De ce noi și în rugăciunile noastre și în predicile noastre trebuie mereu să conștientizăm lucrarea mântuirii care a fost făcută de Dumnezeu în trecut. De ce? Pentru că lucrul acesta va determina atenția cu care trăim în fiecare zi. Dacă vrei să mergi la lucruri mai profunde, cu toate ghilimelele de rigoare, mulți vor să meargă la lucruri mai profunde. Nu poți să ajungi la starea aceasta. Dacă în schimb te întorci și vezi lucrarea răscumpărătoare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta, vei putea să ajungi la sfiala și la atenția cu care Dumnezeu vrea să trăiești. Atâtea biserici au luat așa de apucat lucrarea de mântuire și atâtea biserici s-au înșelat că noi știm, domnule, deja despre mântuire, încât biserici s-au umplut de oameni nemântuiți care cred că știu destul de despre mântuire. Și satana este atât de pervers să ascundă de noi cu diferite șiretlicuri, cu diferite argumente, că nu avem nevoie să ne întoarcem la lucrarea mântuirii. Uite că Petru vorbește unor oameni mântuiți mereu și mereu, mereu și mereu, îți argumentează, motivează, impulsionează ducându-i din nou la lucrarea răscumpărătoare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lor. De ce? Pentru că -a, când te uiți la lucrarea răscumpărătoare, te vine să te cobori cu capul în țărână și trăiești altfel. Altfel. Când ți-ai luat ochii de acolo, te apucă nebunia. Te apucă nebunia. În pe pământul acesta. Dar haideți să ne uităm la lucrarea asta răscumpărătoare. Însă ține minte lucrul acesta. Știți-o asta arată că trebuie să fie o conștientizare permanentă a prețului răscumpărării noastre. Poate în fiecare zi ar fi bine să am un moment în care să mă gândesc la lucrarea răscumpărătoare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea. Pentru că asta va determina cum voi trăi în ziua aceea, cum voi trăi în săptămâna aceea. Să facă Dumnezeu ca mesajul din seara aceasta să determine cu ajutorul Duhului sunt felul în care umblăm în săptămâna aceasta, în săptămâna aceasta. Ne uităm la răscumpărare, da? Spune el că răscumpărarea ne ajută să trăim cu atenție, cu frică, cu sfială, cu precauție. De ce? Ce e așa grozav cu răscumpărarea asta? Păi haideți să ne uităm la producerea răscumpărării noastre. În primul rând la producerea răscumpărării noastre. zis Petru ne arată de unde ne-a scos Dumnezeu. Zice așa, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Cum s-a produs răscumpărarea noastră? Răscumpărarea noastră s-a produs prin scoaterea noastră din felul de șer de viețuire pe care l-au de la părinții noștri. Vedeți așadar că răscumpărarea nu are de a face doar cu iertarea păcatelor. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, spune Pavel. Petru completează și Petru, Pavel spune în alte locuri, dar Petru completează și spune răscumpărarea nu înseamnă a, sunt iertat de păcatele mele liniștit. Nu ești iertat și eliberat de păcatele tale. Ești răscumpărat de sub puterea, de sub autoritatea păcatului tău. O mântuire care înseamnă doar iertarea păcatului este, nu este mântuirea lui Hristos. Mântuirea autentică cuprinde iertarea și eliberarea de păcat răscumpărarea din vinovăția păcatului și din puterea păcatului, din autoritatea păcatului, din legea păcatului și a morții. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea să ne dea doar o conștiință curată, că avem iertate păcatele, ci vrea să ne dea și o viață curată, o viață nouă. Da? O viață nouă, o viață nouă. Am fost răscupărat, spune, din felul de șer de vețuire moștenii la părinții noștri. Termenul, termenul, grecesc e foarte sugestiv aici pentru că a moșteni se referă la... Un, cam asta spune textul. Răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care l-ați luat prin tradiție de la părinții voștri. Asta e tradiția care am luat-o noi de la părinții noștri. Că în țara noastră vorbește foarte mult de tradiție. Dom'le, cum au fost părinții noștri? Unii au murit părinții noștri, acolo vrem să murim și noi. Cum o crezut părinții noștri, așa vrem să credem și noi. Bă, asculte ce zice Biblia. Biblia spune că de la părinții tăi ai luat un fel deșert de viețuire. Asta e luat de la ei. Nu e luat credința. Nu ai luat credința. Nu e la creștinismul de la părinți. Și spune Biblia că trebuie să fii răscumpărat din ce ai luat de la părinții tăi. Trebuie să fii scos din ce ai luat de la părinții tăi. Nu să rămâi. Ai, eu vreau să rămân cum au fost părinții mei. Biblia nu spune să rămâi cum au fost părinții tăi. Ca să te că blestemat la... și te duci în iadul Trebuie să fii răscumpărat din ce ai moștenit de la părinții tăi. Și ce ai moștenit de la părinți? Nu doar natura păcătoasă, ci spune un fel deșert de viețuire. Este o moștenire pe care am luat-o de la ei, din nefericire și din păcate. Ne arată cum s-a produs răscumpărarea. Am fost scoți, am fost scoși. Răscumpărarea înseamnă scoaterea noastră dintr-o trăire, dintr-o purtare deșeartă. goală, fără sens, fără semnificație. Asta e cuvântul deșert. Fel deșert. Fel deșert. Apoi ne arată pentru prețul răscumpărării noastre, da? Prețul răscumpărării noastre. Care este prețul răscumpărării noastre? El zice, nu cu nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur. Ia atent, dacă tu ai avea o datorie imensă sau dacă te-ar băga în închisoare și cineva ar trebui să plătească o datorie pe care tu nu o poți plăti, și-ar veni cineva și-ar plăti cu cu aur greu și-ar vinde tot tot, 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 să poată plăti, să poți ieși de acolo, l-ai respecta pe omul ăla? Dacă omul ăla -ar, ar vinde absolut tot, domnule, tot, 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 tot. nu asta te poată scoate pe tine, l-ai pe omul ăla. Dacă cineva ar veni și-ar turna uh, o tonă de aur la tine în curte, L-ai prețuit pe omul ăla? L-ai valorificat pe omul ăla? Ți-ar păsa de omul ăla? L-ai respectat pe omul ăla? a alege să vorbească despre prețul răscumpărării noastre, nu doar despre producerea răscumpărării noastre, despre prețul răscumpărării noastre, vorbim despre metalele cele mai prețioase, obișnuite. Aurul și argintul, da? cele mai obișnuite metale prețioase. Sunt metale mai prețioase, dar sunt neobișnuite. Dar sunt cele mai obișnuite, aur, și argint. Și spune, mă, nu cu aur și argint, e ceva mai scump decât lucrul acesta. Și ce e mai scump decât lucrul acesta? Păi el spune că mai scump decât lucrul acesta este sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Pe mine m-a frapat când am citit expresia aceasta, sângele scump al lui Hristos, gândindu-mă la cât a prețuit Iuda pe Domnul Isus Hristos. Scriptura spune sângele scump, mai scump decât aurul și decât argintul. Și Iuda a dat, cât a luat Iuda? Cât a prețuit Iuda cu preoții ce mai de seamă. Ce preț mic, nu? Ce bazjocor a încercat să facă satana? Duhul Sfânt spune, un preț scum, nu se poate compara și cu aurul și cu argintul. Satana spune, nu, cât? 30 de arginti? i măcar au. Aia mare lucru. Ce bazjocoritor e satana. Dar Dumnezeu lucrarea de răscumpărare a arătat cât valorează, cât valorează prețul pe care Dumnezeu l-a dat, cât valorează lucrarea Domnului Isus Hristos pentru noi. Sângele lui Hristos este mai important decât aurul și argintul. Oare câți oameni astăzi nu-și dau sufletele pentru câțiva arginți și câțiva aur? Și n-au timp de jertfa Domnului Iisus. N-au timp. N-avem noi timp. Și resping jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Acesta este prețul răscumpărării noastre. Uitați-vă care este persoana răscumpărării noastre. Ce a dat Dumnezeu pentru noi? Zice, mielul fără cusur și fără prihană. Dumnezeu a dat pentru noi, Dumnezeu a dat pentru noi ce a avut mai scump, mai bun și mai desăvârșit. A dat desăvârșirea supremă și absolută. S-a dat pe El însuși, în persoana Domnului Isus. Asta a dat. Mielul fără cusur și fără prihană. Și a dat, vedeți contrastul, a dat mielul fără cusur și fără prihană pentru niște oameni care trăiau într-un fel de șer de viețuire. A dat desăvârșirea absolută pentru mizerabile absolut A dat sfințenia absolută pentru păcăș păcătoșenia absolută. Ce contrast izbitor! A dat Dumnezeu, vedeți asta, aici este dovada că nu avem niciun merit în mântuirea noastră, pentru că Dumnezeu a dat ceva scump pentru ceva nevaloros. Ceva care are valoare infinită pentru ceva ce nu are valoare. Că noi nu avem valoare fără Hristos, în păcatele noastre. Aici este arătat prețul răscumpărării noastre, persoana răscumpărătoare care este Domnul nostru Isus Hristos. Apoi uitați ce spune aici. Că l-a dat el a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremii pentru voi. Scriptura ne arată aici planul răscumpărării noastre, da? A fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Sunt două faze, da? A fost cunoscut și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Observați, termenul acesta cunoscut a fost cunoscut. Credeți că Dumnezeu nu a știut despre Domnul Isus? A fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii. Adică Dumnezeu, înainte de întemerea lumii, a știut despre Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă termenul cunoscut. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii. Că Dumnezeu a știut despre Domnul Isus a fost mult mai mult decât atât. A fost un plan care s-a făcut. Termenul a fost cunoscut este uh, similar cu a spune a fost hotărât mai înainte de întemerea lumii să fie jertfa noastră de ispășire. Nu că doar Dumnezeu a preștiut că Isus o să vină să moară pentru noi. A fost un plan înfăptuit de Dumnezeu și termenul cunoscut se referă la relația specială pe care Dumnezeu a avut-o cu Domnul Iisus Hristos în pregătirea, rânduirea planului nostru de mântuire. A fost o hotărâre acolo, o alegere care s-a făcut ca Domnul Iisus Hristos să fie acela care să vină să îi spăcească păcatele noastre. El a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Ăsta este planul mântuirii, planul răscumpărării noastre. Nu a fost un gând ulterior al lui Dumnezeu. Și acum, gândiți-vă la ceva. Dacă Hristos a fost cunoscut înainte de întemerea lumii ca mielul fără cusur și fără prihană, înseamnă că Dumnezeu înainte de întemerea lumii a luat în considerare căderea omului din păcat. Corect? Nu plegătești un miel care să moară pentru păcate dacă nu ai luat în considerare nevoia pentru mielul ăla. De ce să jerfim un miel pentru păcate dacă nu există păcate? Asta înseamnă că dinainte de întemerea lumii, când a hotărât să fie mielul pentru păcat, a luat în considerare și a lăsat în planul lui Dumnezeu să fie căderea în păcat. Vorba cuiva, dacă Dumnezeu nu vrea ca omul să cadă în păcat, nu punea pom acolo. Sau nu interzicea omului să mănânce din pom. Pentru Dumnezeu căderea omului în păcat n-a fost o uimire. Ce mi-a făcut omul? Cum spunea cineva? Dumnezeu are credință în om. Eu am nădăjduit în tine, Adam. Eu am crezut în tine, Adam, eu am crezut că tu o să fii, o să fie coroana creațiunii mele și o să fie un univers absolut impresionant. Adam, mai dezamăgit! Niciodată n-am crezut că o să faci așa ceva. Povești nemuritoare. Planul de mântuire n-a fost post-edenic, după căderea omului în păcat. Planul Dumnezeu de mântuire a fost ceva hotărât din veșnicie. Căderea omului în păcat a fost ceva ce Dumnezeu a lăsat să aibă un rol în planul lui, pentru că dinainte a fost pregătit și mielul, spune Apocalipsa, mielul jerfit înainte de întemerea lumii. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Să nu ne gândim că Dumnezeu a avut un plan de rezervă, s-a fost un gând ulterior care i-a venit. Bă, totuși mi-a venit o idee să rezolvă o leacă problema care există pe pământ, da? Acesta este planul lui Dumnezeu, acesta este planul lui Dumnezeu. A fost rânduit Domnul Isus Hristos și a fost revelat, zice, a fost arătat, a fost revelat Domnul Isus Hristos la sfârșitul vremurilor pentru cine? A fost arătat. Când vorbește despre a fost arătat la sfârșitul vremurilor, se referă la toată lucrarea care a făcut-o Domnul. A fost arătat Hristos în lucrarea lui. Pentru cine? Pentru voi. Răscumpărarea a fost făcută pentru noi? Persoana răscumpărării a fost arătată pentru voi. În evrei spune că s-a întrupat Domnul Isus și s-a făcut carne și sânge pentru că frații lui erau din carne și sânge. Frații lui erau din carne și sânge. Nu toți oamenii, frații lui erau din carne și sânge. Și apoi spune care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Aici este un aspect foarte important pe care vreau să-l subliniez foarte, foarte, foarte clar. Zice că Hristos a fost arătat și prin el suntem credincioși în Dumnezeu. Esența perseverării, esența perseverării în har este să fii credincios, nu? Asta e este un sinonim. Să fii perseverent, să continui pe cale, să vechezi, să privechezi, înseamnă să fii credincioși. Dom'le, dacă ești credincioși azi și mâine și păi mâine, înseamnă că perseverezi, da? Întrebarea este cum perseverăm. Păi ascultați cum perseverăm. Secretul e revelat. Da? Nu mai există niciun secret acum. Auziți ce spune. El a fost arătat... Fiți atenți la, 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 la exprimarea lui Petru. A fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Cine a fost arătat? Cine a fost arătat pentru voi? Hristos, care prin El sunteți credincioși. Cum suntem credincioși? Cum perseverăm? Prin El. Nu există nicio tehnică prin care să perseverăm. Nu există șapte pași să perseverezi în har. Noi perseverăm prin El, prin Domnul Isus Hristos. Perseverența noastră este rezultatul lucrării Domnului Isus pe Pământ pentru noi. El a fost arătat ca prin El să perseverăm, să fim credincioși. Credincioșia mea este rezultatul lucrării Domnului Isus Hristos. Hristos, în lucrarea pe care am făcut o pe pământ, a cumpărat și credincioșia mea. A procurat credincioșia mea. S-a asigurat că mi-a câștigat tot ce este necesar ca eu să fiu credincios în Dumnezeu. Înțelegeți așadar, dacă esența perseverării să rămânem credincioși, a, foarte important, nu să facem fapte bune, zice prin el faceți fapte bune, că asta înseamnă perseverența. Nu, suntem credincioși, că dacă ai credință autentică, ai și fapte bune. De aceea ne întoarcem la el la credincioșie, da? La credincioșie, la credincioșie. Noi nu, nu spunem că faptele nu au un rol, faptele au un rol, dar faptele vin din credință, din credință. Prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Și acum v-aș pune să gândiți la un lucru. Dacă Dumnezeu ne-a cumpărat prin el, prin Hristos, credincioșia, adică din momentul nașterii din nou până la final, când primim harul proslăvitor, Oare nu cumva credința inițială este și ea cumpărată de Dumnezeu? De ce spun lucrul acesta? Vă întreb. Ce este mai, mai ușor? Să trăiești ca un om viu sau să fii înviat din morți? Eu zic că mai greu e să fii înviat din morți. Că nu te poți învia de acolo. Și acum, noi, unii oameni spun așa. A, Dumnezeu, da, lucrează în viața ta pe parcurs, poate. Dar aici tu decizi. Tu trebuie să faci primul pas. E absurd, domnule. Tu ești mort la primul pas. n ce pas să faci. Și acum credeți că Dumnezeu ne dă ce este mai ușor, adică ceea ce avem nevoie ca să rămânem în viață. Ne dăm mâncarea să rămânem în viață, dar nu ne învie la început. La început spune, bă, primul pas îl faceți voi. Adică cea mai mare lucrare de înviere o faceți voi, după aia eu vă ajut. Dar măcar să faceți primul pas să văd că vreți. E absurd. Nu ne face Dumnezeu ce e mai ușor și ne lasă pe noi să facem ce mai greu. Adică învierea din morți inițială, nașterea din nou. Ci din contră, Dumnezeu ne dă și primul pas și Dumnezeu ne ajută și să fim credincioși credincioși. De aceea în evrei se vorbește despre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. El ne dă și la început credința și ne dă și după aceea. Uh, mai este acest uh, pasaj suficient de clar din Efeseni capitolul 6 unde Pavel încheie și spune pace fraților și dragoste împreună cu credința, auziți, împreună cu credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Isus. Credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Isus. Este un salut pe care se trece foarte repede, dar arată că esența relaționării noastre cu Dumnezeu prin credință vine tot de la Dumnezeu. El ne relaționează cu El. El toarnă credință în noi. da. Am văzut așadar persoana credinței, care este Domnul Isus Hristos, persoana răscumpărării noastre, am văzut planul răscumpărării noastre. Uitați-vă la puterea răscumpărării noastre, la puterea răscumpărării noastre. foarte important ce spune Petru aici. Fiți atenți. El zice așa care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu și din nou spune despre Domnul Iisus, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă. Dacă ar fi să recapitulăm, de la versetul 19, Petru vorbește despre jertfa Domnului Iisus, sângele scump al lui Hristos, vorbește despre alegerea Domnului Iisus din veșnicie, ca să fie mântuitorul nostru, el a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii, vorbește despre întruparea Domnului Iisus, a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, vorbește despre învierea Domnului Iisus, care l-a înviat din morți, vorbește despre glorificarea Domnului Isus și i-a dat slavă. Da? vorbește despre toată lucrarea Domnului Iisus Hristos din veșnicie și până la final la glorificare. Aici ne, cred că ne arată Petru puterea răscumpărării în un următorul fel. Spune el așa, că pe Domnul Iisus Dumnezeu l-a înviat din morți și i-a dat slavă. De ce l-a înviat din morți și i-a dat slavă? Zice că l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. Când Domnul Iisus a fost înviat din morți și a fost înalțat la cer, asta a fost o certificare a tot ce a făcut el până atunci. A fost o garanție dată ucenicilor că lucrarea Domnului Isus a fost acceptată. Și acum doctrina asta în învierii și a înălțării, a glorificării Domnului Isus este fundamentală pentru noi, pentru practica noastră de fiecare zi. De ce? Că dacă Isus a înviat, înseamnă că există o șansă să înviem și noi. Vorbim doar în termineștea, din cauza slăbiciunii firii noastre pământești. Există o siguranță că noi vom învia. Dar când te uiți la învierea lui Isus și la înălțarea lui Isus, deodată în inima ta se naște Băi, există o demonstrație fantastică a puterii lui Dumnezeu aici și toate promisiunile lui Hristos că va veni, ne va lua, vom învia și noi, au validitate, au putere. Există ceva practic în doctrina asta. Doctrina duce la practică. Doctrina duce la practică. Certificarea lucrării lui Hristos, da, prin învierea și înălțarea lui, este, naște în noi o nădejde. Naște noi o nădejde și credință, că asta spune, l-a înviat și l-a înălțat, l-a glorificat pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Așadar, spune că învierea lui Isus duce la credința noastră, nu invers. Învierea lui Isus acum 2000 de ani este ceva ce duce la credința noastră. Când tu prin Duhul să vezi lucrarea învierii și demonstrarea puterii lui Dumnezeu în învierea lui, în inima ta se naște nădejde, credință. Nu rămân la moarte, domnule, nu rămân la groapă. -am pus nădejde, nu rămân la groapă. Să naște nădejde din tine. Când vezi demonstrarea puterii lui Dumnezeu, învierea lui Hristos și în înălțarea lui Hristos. Și toate promisiunile făcute de Hristos au acum valoare. Acum, în, în, în final, Petru vorbește aici despre perseverența răscumpărării, care este prin credință și nădejde. Dar perseverența aceasta, din nou, este un rezultat al învierii și înălțării Domnului Iisus. Asta spune. L-a înviat, la a ia da slavă, pentru că este o, o, o relație de cauză și efect. L-a înviat, ia da slavă, de ce? Pentru ca credința voastră și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. În Viena lui Hristos și înălțarea lui Hristos, când sunt văzute de suflet prin ajutorul Duhului Sfânt, duc la credință și nădejde. Duc la credință și nădejde. Așadar, răscumpărarea noastră cuprinde și credința noastră, cuprinde și scoaterea noastră din felul de șer de viețuire, cuprinde și nădejdea noastră în Dumnezeu și credincioșia noastră. Răscumpărarea cuprinde perseverența, începutul mântuirii, finalul mântuirii. Tot. Și Petru spune, că te uiți la asemenea lucrare, la prețul pe care Dumnezeu l-a dat pentru răscumpărarea asta, pentru o răscumpărare completă, de plină, lucrul acesta trebuie să te facă să umbli cu sfială, cu atenție, cu precauție. Când vezi ce răscumpărare și ce preț a dat Dumnezeu pentru răscumpărarea ta, pentru o răscumpărare completă, totală, finalizată, de plină, din punctul de vedere al lui Dumnezeu și el ne revelează lucrul acesta. Băi, este finalizată, am dat totul, e completă. Repet, este doar o chestiune de timp să ajungă la capăt. Când vezi ce preț a dat pentru o asemenea răscumpărare, asta te face să te porți cu sfial. Cu cât ai din răscumpărare și din gloria răscumpărării, cu atâta să duce sfiala. Și respectul pentru Dumnezeu. Cu cât mai pui mai mult accent pe om și mai puțin arăți măreția lui Dumnezeu în răscumpărare, cu atâta să duce mai mult sfiala. Este logic, e normal să se întâmple lucrul acesta. Dar, după ce vorbește Petru despre această sfială, Petru vorbește despre o sensibilitate pe care trebuie să o avem în comunitate. Uitați ce spune el, da? Am văzut dimineața speranța pe care trebuie să o avem, sfințenia, sfiala și sensibilitatea. Versetul 22 ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Porunca lui este asta, iubiți-vă, 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 iubiți-vă. Lucrarea mântuirii lui Dumnezeu trebuie să ne stimuleze să ne iubim unii pe alții. Uitați, el ne arată cum se manifestă iubirea. Iubirea se manifestă cu căldură. Auziți, iubiți-vă cu căldură. Nu, când îi le lei fratele tău în brațe, parcă ai luat un arici. Ai dat mâna cu o cărămidă. rece? Adam, pace, frate. Pace, unde pace? Unde pace? În mediul evanghelic s-a dezvoltat și eu am contribuit și eu la asta, mentalitatea asta, că dragostea Tot toată eu îți spun adevărul, că prietenul spune adevărul, așa spune Biblia. Da? Iubim, noi iubim cu adevărul. iubim fără inimă. Știți? Petru spune să iubim cum? Cu? Căldură. să vin cu căldură, cu intensitate. Asta nu înseamnă să-ți placă de tot ce face fratele tău. Nu, asta spune Petru. Dar Petru spune să spese într-un mod real de fratele tău. Să te doară într-un mod real de fratele tău când ceva nu e în regulă cu el. Să simți în... cu fratele tău, să ai simțiri față de. Fratele. să fie, zice, o dragoste cu căldură. De exemplu, dacă i spune soției mele, și vezi, surorile au un detector extraordinar pentru tot ceea ce spunem noi. Dacă eu îi spun soției mele într-o zi, îi spun din reflex la un moment dat, te iubesc. Ea se uite la mine și spune, n-ai spus din inima, ai spus din reflex. Nu am spus din reflex, dar am spus, dar ți-am spus că te iubesc? Da. Când? Mai înainte. Ah, ok. Prău. Ea, ea nu se mulțumește cu vorbele mele. Ea vrea căldura inimii, nu? Am simțit că nu a zis cu o, cumperi cum tu cu vrăgeala? Băi, ceva din inimă sau nu din inimă? Cine să mulțumește? Te iubesc, dar nu te iubesc. Te iubesc cu gura. Îți spun o grămadă de lucruri frumoase. Nu! Vreau să simtă focul, nu? Căldura. Și pentru a să... Nu știu dacă ați intrat în adunări unde gheața e gheața groasă de metru. Nu, stai vă trei ori acolo, bea s o crăpat așa în vreun loc sau altă gheață. Ești de acolo, parcă ai ieșit de la cimitir. Din cavou. Tăi, zgribului, te duci acasă, terminat. Că toți sunt castanele de piatră acolo. Înțelegeți despre ce vorbesc? Nu se simte căldură între frați, nu se simte părtășie, nu se simte lucrarea, unitatea, dragostea pe care Duhul Sfânt. o lucrează în mod normal în comunitatea Noului Legământ, în biserică, în adunarea Noului Testament. Nu se simte, domnule. Gheață. Gheață. Și rău când se, se pune gheață între frați. Foarte rău. Stai acolo la cu cu cameră, nimic, nu se vede nicio mișcare, nimic. Cu fețele așa, căldură. Noi ne iubim cu căldură. Nu. Zice Petru, iubiți-vă cu căldură. Asta e manifestarea iubirii. Iubirea cu fervență. Apoi spune Petru, iubiți-vă din toată inima. Iubiți-vă căldură unii pe alții. Din toată inima. Din toată inima. Nu o iubire numai cu mintea, nu o iubire cu vorba, ci o iubire care vine din inimă, care este autentică, care este sinceră. Sinceră, adevărată. Și apoi spune să ne iubim numai cu căldură, numai din toată inima să ne iubim unii pe alții. Mă, te iubesc. Dar iubește-i mai mult alea. că asta spune Petru. Bă, nu așteptați să iubească numai unii. Iubiți-vă toți. Sunt scrifosiți din ăștia și odată a venit unul la noi, la ușa bătut acolo și a început cu poezia. Bă, că tai că tu ca din cauza de tata, nu știu ce spunea. Păi ce-a făcut tata? Că el trebuia să mă caute, trebuia să vină după mine, trebuia să-mi spună așa, nu trebuia să-mi spună așa. El spunea ce trebuia să fi făcut. El, el recunoștea că a fost rău din calea afară, da? că s-o purta ca satana. Dar Că de ce nu au făcut alții pentru el? Bă, dar alții tot au făcut pentru tine ani de zile. Tu când faci? Tu când faci? Într-un trup, în mod normal, fiecare mădular îl ajută pe celălalt. Acum mă spăl pe mâna asta, acum mă spăl pe mâna asta, acum mă spăl pe vase. Tot trupul contribuie să ajute unul pe altul. Nu este nici, nu spune eu acum, băi, eu nu te-am avut. Nu, unul slujește și atât. Nu există așa ceva. Pentru spune, iubiți-vă cu căldură unii, Alții, că îi să termină și lui bateriile odată, trebuie să îl încarci puțin și să dă dragoste de la unul la altul. Iubiți-vă cu căldură, asta e manifestarea dragostei autentice. Iubim cu căldură, ne iubim unii pe alții, ne iubim din toată inima și ne iubim fără ipocrizie. Zice dragoste de frați neprefăcută. Neprefăcută. Dar nu, nu trebuie să fie ipocrizie, neprefăcute. De acum, Petru ne dă și motivațiile. Și cu aceste motivații, încheie el pasajul acesta, ne dă două motivații. De ce sau cum aș putea eu să iubesc pe frații mei cu căldură, fără ipocrizie, din toată inima și să fie această dragoste reciprocă. Ce stă la baza acestei iubiri? Și Petru spune că stau două lucruri. Convertirea noastră și nașterea noastră din nou. Prin concluzia pe care trebuie să o tragem în mod necesar și natural, dacă cineva nu iubește cu căldură din toată inima, cu o dragoste sinceră, nu este convertit și nici născut din nou. Simplu. Și haideți să ne uităm la motivațiile acestea. El spune așa, versetul 22. Deci, în concluzie, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele, da? Este întoarcerea noastră la Dumnezeu, ascultarea de adevăr, curățirea sufletelor noastre prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frață neprefecută, iubiți-vă cu căldură. Ca unii care v-ați convertit, v-ați întors la Dumnezeu, v-ați curățit sufletele, iubiți-vă cu căldură. Dacă îi spune, -i, ca unii care nu ați ascultat de adevăr, nu v-ați curățit sufletele prin Duhul, nu vă iubiți cu căldură unii pe alții. Logic. Ești convertit, iubești. Nu ești convertit, nu iubești. Simplu. E foarte simplu. Petru nu spune aici să ne iubim ca prieteni, că nu poți să iei pe toți prietenii din adunare. Petru spune să ne iubim ca frați. Cum suntem noi frați? Nu suntem frați prin afinități. Nu suntem frați prin faptul că avem aceleași hobby-uri. Nu suntem frați prin că toți avem coșuri pe față sau toți suntem cu părul mare sau toți suntem cu afaceri. Nu! Suntem frați dintr-un singur motiv. Că îl avem pe... Domnul Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat prin sângele Lui. Eu te iubesc indiferent cât de diferit ai fi de mine, că mă uit la tine și văd lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Asta e dragostea de frați. Nu dragostea de prieteni, nu dragostea de soț și soție, nu dragostea de tată și fiu. Este dragostea de frați, Filadelfia. La ce este termenul aici? Dragostea de frați, Filadelfia. Înțelegem? Deci la ce dragoste se referă el? De aceea există o legătură între convertire și dragostea de frați. Dacă m-am întors la Dumnezeu și tu te-ai întors la Dumnezeu, avem cel mai important lucru în comun. Cel mai important lucru în comun. Am fost răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. E normal să ne iubim! Suntem strânși împreună pentru o singură afinitate. Afinitatea noastră este Domnul Iisus Hristos. Pentru un singur punct comun. Cel mai important punct comun. Domnul Iisus Hristos. Dar uitați-vă convertirea asta cum se face. Și ar fi bine să ne analizăm fiecare dintre noi cum a fost convertirea noastră. Cum se face convertirea asta? Ne arată recepționarea convertirii. Auziți? Ca unii care prin ascultarea de adevăr, supunerea față de adevăr. Este o descriere a credinței aici. Credința înseamnă să asculți de adevăr. Să te supui adevăr. Să capitulezi în fața adevărului lui Dumnezeu. Să capitulezi în fața adevărului lui Dumnezeu. Vedeți, când adevărul lui Dumnezeu lovește urechea mortului spiritual, Adevărul lui Dumnezeu când urechea mortului spiritual, îi dă viață ca mortul să asculte. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos așa, adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum și venit, când cei morți vor auzi. Cum s-a udă mortul glasul Fiului Lui Dumnezeu? Cum s-a udă mortul glasul Fiului Lui Dumnezeu? Unii zic, mă, voi faceți comparația între mortul spiritual cu Lazar care a fost mort și pe care l-a înviat Domnul Iisus. Domnul Iisus face comparația, nu eu. Auzi ce spune? Vine ceasul și acum și veni când cei morți spiritual vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Și cei ce vor asculta vor învia. Auz? Cum să auzi? Păi să produce acolo ceva ca să-l poți auzi. Și după ce s-a produs lucrul acela, scânteia aceea, viața aceea, și auzi glasul, ai auzit glasul, ascult și înviezi. Da? Aceasta este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Ascultarea de adevăr despre care vorbește Scriptura aici este credința în Evanghelie. Asta e felul în care noi ne convertim. Ăsta e felul în care noi ne convertim. Și Pavel spune mai multe locuri. De exemplu, un Galateni 5 cu 6, dacă nu mă înșel, credința care lucrează prin dragoste. Deci eu care ascult prin adevăr, mă întorc la Dumnezeu, mă întorc la Dumnezeu, dovedesc după aceea dragoste. Ace -ă ,ă ,ă, recepționarea convertirii se face prin credință, prin ascultarea de adevăr. Cine realizează convertirea asta? auzi ce spune. Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele, cine realizează? Auziți, prin Duhul. Acestea sunt două lucruri. Zice, prin ascultarea de adevăr, prin Duhul. Ascultarea de adevăr o fac eu, eu ascult de adevăr, da? Deci convertirea se face prin ascultarea de adevăr, și prin Duhul. Eu ascult de adevăr și Duhul Sfânt își face lucrarea lui. Întrebarea este, eu ascult de adevăr ca să lucreze și Duhul Sfânt sau lucrează Duhul Sfânt ca eu să pot asculta de adevăr? Păi e să o luăm logic. Dacă eu pot asculta de adevăr fără Duhul Sfânt, la ce mai trebuie Duhul Sfânt? Logic. Păi, îți dau Duhul Sfânt dacă ascult. Da, mulțumesc, reușesc să-mi ascult fără Duhul Sfânt. Ce îmi dai Duhul Sfânt așa ca și coroană sau ce să fac cu Duhul Sfânt? Nu vreau să vorbesc blasfemiator la adresa lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Dumnezeu dă Duhul Sfânt ca să putem asculta de adevăr. Amin. Și după aceea, cu cât ascultăm mai mult de adevăr, cu atât ni se dă mai mult Duhul Sfânt. Da? Ne se dă mai mult Duhul Sfânt în sensul acesta, de umplere și de continuare a lucrării sale nu, Dar să nu confundăm lucrurile. Există o dare inițială a Duhului Sfânt, fără ca noi să facem nimic. Când el de de păcat și ne atrage la Tatăl. Da? Ascultarea de adevăr și Duhul Sfânt. Dar vreau să observați legătura asta extraordinar de frumoasă. Adevăr și Duhul. Noi avem curățite sufletele noastre prin adevăr și prin Duhul Sfânt. Prin adevăr și prin Duhul Sfânt. Vedeți legătura aceasta dintre adevăr și Duhul Sfânt. Biblia vorbește foarte multe ori despre legătura aceasta de adevăr și Duh. Eu sunt lipsit de Duhul Sfânt. O biserică este lipsită de Duhul Sfânt dacă scoate adevărul de acolo v-ați sufletele, zice, prin ascultarea adevăr și prin Duhul. O biserică rămâne lipsită de prezența Duhului Sfânt când scoate adevărul de acolo. Duhul Sfânt nu rămâne unde e scos adevărul afară. Dacă eu simt o, o, secetă spirituală în viața mea, cel mai probabil că nu am adevărul în viața mea. Cei care se închină Tatălui spune Domnul Isus trebuie să se închine în Duh și în adevăr la mulți oameni spun Duhul Sfânt de vino! Bă, tată, dacă vrei să vină Duhul Sfânt, deschide Biblia. Deschide adevărul. Unde vrei să vină Duhul Sfânt? La zăpăcea la voastră? Ce să facă Duhul Sfânt acolo? La noi a fost lucrarea Duhului Sfânt. A, am urlat până ne-am ne rupt toți în bucăți aici. Ce putere a Duhului Sfânt a fost. Poveri nemuritoare, nu a fost mica. A strigat degeaba ca bezmeticii. Duhul Sfânt vine unii adevărul. Când am deschis Biblia, am creat mediu propice, potrivit, în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează. Luat și sabia Duhului. Tot să văd sabia Duhului, să duc la exorcizare, la făcut nu și ce lucrări. Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a hotărât să lucreze prin Cuvântul lui Dumnezeu. Deci spune, unii zic, tu idolatrizez Biblia. Nu idolatrizez Biblia, domnule. Eu îți spun cum a hotărât Duhul Sfânt să lucreze. Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Domnul Isus Hristos? Cuvintele mele sunt. Du și viață. Cuvintele mele sunt Duh și viață. Duhul Sfânt lucrează prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, prin adevăr. Este o legătură extraordinar de frumoasă pe care o face Scriptura aici. Și vreau să învățăm lucrul acesta. Dacă scoatem adevărul de la învoane și îl locuim cu discursuri terapeutice, sentimentale și moralizatoare, pierdem prezența Duhului Sfânt din adunare. O pierdem. Dacă scot cuvântul lui Dumnezeu din viața mea ca pilon fundamental al vieții mele, biserica spune este stârpul și temelia adevărului, este o purtătoare de adevăr și de Duh Sfânt. Dacă am scos din viața mea pilonul acesta adevărului, am pierdut, am pierdut prezența Duhului Sfânt. Închinarea, biserica, omul care nu are Duh este închinarea, biserica și omul care nu are adevăr. Și așa devine superficială și după eretică. Cu scos adevărul. Cu scos adevărul. Când ai scos adevărul, ai pierdut prezența Duhului Sfânt. Fără doar și poate. Poate, au zis, poate să aibă cele mai minunate experiențe. Satana se poate transforma rapid într-un înger de lumină. Și când nu mai ai adevărul ca să-l depistezi, chiar crezi că e Dumnezeu acolo și Duhul Sfânt. Adevărul este acela care atrage, care ține, care ne dovedește, ne demonstrează că Duhul Sfânt este în adunare. Recepționarea convertirii se face prin credință, prin ascultarea de adevăr. Realizatorul convertirii noastre este Duhul Sfânt. Rostul convertirii noastre care este? Zice aici curățirea sufletelor noastre. Curățirea sufletelor noastre. Iar din nou, cum se curățește sufletele noastre? Și revenim la ideea aceasta. Dom'le, toți ne confruntăm cu anumite păcate în viața noastră. Fără doar și poate. Cu anumite obiceiurile. să -ți țin așa ca scaiul de, de lână oei niște din astea proaste, niște păcate în astea. Tot ne luptăm cu ele, ne luptăm cu ele, ne luptăm cu ele. Și în generația aceasta care se luptă cu păcatele astea de natură sexuală. Cum să scape de ele, domnule? Păi o soluție este să se ducă la întâlniri din astea super exotice, extravagante, cu, în care se promit tot felul de experiențe din astea de restaurare și eliberare, își liniștește conștiința că a făcut ce-a putut și omul se duce acasă. Sau... Iei cuvântul lui Dumnezeu care spune ca în locul acesta, Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea de mijlocire din Ioan 17, sfințește prin adevărul. Care e adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Și textul acesta spune, v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr prin Duhul. Curățirea inițială la convertire se face prin adevăr prin Duhul, dar și curățirea ulterioară tot se face prin adevăr și prin Duhul. Doamne, vorbește, cum să scap? Open the Bible. Ia Biblia, frate! Cum să-ți vorbească Dumnezeu? Cum să-ți vorbească Dumnezeu? Ăștia sunt cu teorie, ăștia cu teologie, cu doctrine. Ce e atâta doctrină, domnule? Noi suntem cu Duhul Sfânt. Sunteți cu Duhuri, dar nu cu Duhul Sfânt. Să nu confundăm lucrurile. Biblia arată foarte clar lucrul acesta. Curățirea lăuntrică. Mulți promit tot felul de curățiri și tot felul de minciuni și tot felul de eliberări. Nu e nici eliberare fără adevăr și fără Duhul Sfânt. Nu există așa ceva. sunt minciuni gogonate. Noi, unii dintre noi, cum să spune, în popor am fumat uh, experiențele alea. Și știm că nu e așa. Doar nu este așa, pur și simplu nu e așa. Când vine adevărul lui Dumnezeu și vine uh, și lăsăm să-și uh, să aibă impactul lui puternic sub prezența Duhului Sfânt, atunci se întâmplă această curățire. De aceea, cu alte cuvinte, soluția pentru spurcarea bisericilor cu imoralitate este să scoți adevărul lui Dumnezeu. Ai scos adevărul lui Dumnezeu, ai scos Duhul Sfânt, ai scos Sfințenia. Dar în ordine asta, scoți adevărul, Duhul Sfânt nu însoțește nimic altceva decât adevărul lui Dumnezeu, pleacă Duhul Sfințeniei, pleacă și Sfințenia și se spurcă adunările și se spurcă oamenii și devin adunările bizerabile. Devin adunările niște cocini de păcat. Și nu sunt lucruri prea mari pe care le spun în locul acesta. Sunt multe adunări care asta sunt, niște cocini apostate. Asta sunt. De ce? Totul a pornit de la îndepărtarea adevărului. Și vă spun, diavolul are niște teorii și niște filozofii. Nu, în generația noastră este suntem obișnuiți cu tablete, domnule. Ne suntem obișnuiți cu tablete. Noi mai putem, domnule. Noi ne-am desensibilizat. Noi putem să stăm atenți. Avem o deficiență de atenție. Ce termen a inventat dracu? Are deficiență de atenție. Noi putem să stăm 60 minute să ascultăm o predică. 20 minute. Și așa ceva moralist, rapid, gândile -o lea cu urechile și mergem acasă. Noi atât putem să ascultăm, da? Din 3 ceasuri, 15 minute, 18, 19, 20 minute. Hai, ce trece încolo deja ne... O luăm raznă. Și e atâta cuvânt. Noi nu putem, noi nu putem. A, nu puteți? Asta este poarta deschisă la tot felul de duhuri necurate care abia așteaptă să spurce adunările. Și le spurcă pe multe dintre ele. N-aș putea să subliniez mai mult lucrul acesta. Lucrul acesta. Rostul convertirii noastre este curățirea sufletelor noastre să se face prin adevăr și prin Duhul lui Dumnezeu. Da? Recepționarea convertirii prin credință, realizatorul convertirii este Duhul Sfânt, rostul convertirii, curățirea sufletelor noastre, rezultatul convertirii este dragostea neprefăcută. Dar iarăși, dragostea neprefăcută vine când îi curăți sufletul, când a lucrat Duhul Sfânt, când a lucrat Duhul Sfânt prin adevăr, da? Să curățește sufletul, sufletul prin Duhul Sfânt și prin adevăr și atunci răsare din sufletul curat dragostea neprefăcută, dragostea lipsită de ipocrizie. Dar vedeți legătura făcută aici, dragostea nu este un produs omenesc, ci este un rezultat al lucrării Duhului Sfânt în sufletul credinciosului făcut prin adevărul lui Dumnezeu, prin Evanghelie când Duhul Sfânt vine într-un suflet și îl curățește prin Evanghelie, primul lucru pe care îl creează în sufletul acela este dragostea. Că până la urma urmă esența responsabilității noastre față de oameni și față de Dumnezeu asta este, nu? Să iubești pe Domnul Dumnezeu. Asta e un mod simplu de a explica oamenilor despre ce Biblia, despre ce e viața asta. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu și mai departe și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea Duhul sunt primul lucru pe care îl face în viața noastră nu este să strige la noi să iubim. Hai mă iubit, hai mă iubit. Ce este să ne dea la propriu să lucreze la propriu în viețile noastre? Roada Duhului Sfânt. Am auzit oameni care vorbesc despre caracteristicile acelea din roada Duhului Sfânt. Frații, noi trebuie să le facem. Noi putem. Noi, 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 noi că Duhul Sfânt... Și, dar tocmai despre asta vorbește despre, acolo, despre roada Duhului. Nu spune roada mea. Roada firii. Roada strovocărilor mele. Roada Duhului. Și roada Duhului nu este lucrată, spune, a, după un anumit timp de maturizare, de umblare cu Dumnezeu o să o iubești. Nu! El spune când te-ai convertit și ți-a fost curățit sufletul prin Duhul Sfânt și prin adevăr, ai o dragoste neprefăcută față de frați. Și uitați-vă la mulți oameni care se întorc din lume și fac de rușine pe oameni care au mustit și au putrezit sufletește în adunări. Acriți, supărați, stați toată viața în oțet, tot cum se uită ba la unul, ba la altul, cârtește la orice chestie, crăcnește la orice chestie, pufuia la orice chestie, că nu are dragoste. Dar aici este o concepție diferită despre convertire. Cum vedem noi convertirea? Am văzut și mâna ta. Gata, s-a convertit, domnule. Prrr, am trecut în membralitate, numai să iei plicul cu zecioala, să cotizeze. Facem poză, trimite la americani, am luat sponsorizările, suntem fericiți toți. Și el și noi. El crede că e mântuit, nu îi, și noi și noi dă bine la popor, da? Uite și în adunarea noastră ce lucrare minunată s-a făcut. Aia nu e convertire. Biblia nu vorbește despre altfel de convertire. Biblia vorbește despre o convertire care este rezultatul lucrării supranaturale a Duhului Sfânt prin Evanghelie. Dacă în atâtea evanghelizări v-ar putea da zeci de linkuri de pe YouTube în care nu se predică Evanghelia și să pocăiesc mai mulți oameni decât să pocăiesc oriunde. Pocăiesc în ghilimele. Cum se pot pocăi oamenii fără Evanghelie? Te întreb. Cum să pocăiesc cu oamenii fără Evanghelie? Nu să pocăiesc! Nu să pocăiesc! Ăla false convertiri. Nu este predicarea adevărului lui Dumnezeu, nu este lucrarea Duhului Sfânt, înseamnă că este altă lucrare acolo. Este o lucrare psihologică sau o lucrare de înșelare a celui rău? E simplu, e foarte simplu. Normal că după aia te chinui cu oamenii ăștia în adunări. De ce te chinui cu ei? Că nu au fost convertiți niciodată. Nu că nu s maturi. Nu au fost convertiți niciodată. Dar dacă convertirea este definită în termenii aceștia de lucrare supranaturală a Duhului Sfânt numai prin Evanghelie, atunci poți să ai așteptări mari de la sufletul ăla. De ce? Că a fost mâna lui Dumnezeu acolo, a fost lucrarea Duhului Sfânt, a fost o decizie umană. Nu că în convertirea noastră nu este implicată decizia omului. Este implicată voința și decizia omului. Dar este sub impactul și sub puterea Duhului Sfânt. Este sub impactul și sub lucrarea Evangheliei care are putere de mântuire. Nu discursurile moralizatoare, terapeutice, sentimentale, emoționale, care storc lacrimi și muci. Nu alea. Alea nu mântuiesc pe nimeni. Să știți, absolut pe nimeni nu mântuiesc. Convertirea duce la o dragoste autentică. Convertirea duce la o dragoste autentică și regenerarea duce la o dragoste autentică. Spune așa. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții, dar spune mai înainte, fiindcă ați fost convertiți în felul acela supranatural, bă, dacă Dumnezeu a făcut lucrarea extraordinară prin Duhul Sfânt în mine, pot să iubesc, Domnule. Nu? Aleluia! Pot să iubesc! Dar pot să iubesc și fiindcă El a lucrat nașterea din nou în mine, da? Mântuirea este convertire și naștere din nou. Și spune, iubiți-vă Fiindcă ați fost născut din nou. Și aici lămuresc, lămurim foarte clar. Aberația care spune că îți pierzi mântuirea sau nașterea din nou. Este o aberație totală. Ascultați ce spune Petru despre nașterea din nou. Ascultați ce spune Petru. Petru vrea să ne încredințeze din natura nașterii din nou care e făcută în viața noastră. Pentru că este o lucrare supranaturală eternă. Auziți ce spune. Ați fost născut din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care? Dacă Dumnezeu pune în tine o sămânță veșnică, cum te poți pierde, Domnule? Cum te poți pierde cu o sămânță veșnică în tine? Inventăm o erezie, o aberație doctrinară că ia sămânța din noi veșnică ca să ne putem pierde. Că o scoatem noi. Putem să inventăm orice aberație. Dar textul tocmai asta vrea să arate. Cât de puternică, cât de ce caracter etern, veșnic are lucrarea nașterii nouă. Asta vrea să facă Petru aici. Tocmai asta vrea să te încredințeze, că nu se pierde. Eu nu pot să scot de aici că se pierde. Ca să spună el ce este pus în viața mea este nepieritor. De asta la începutul capitolului, în versetul 1, în versetul 3, Petru spune că am fost născut din nou la o nădejde vie. dar de ce e vie? Că mine e opus o sămânță care nu poate putrezi. De asta am de vie. Că dacă ar putea putrezi și eu trebuie să am grijă să nu putrezească, atunci nu mai e nădejde vie. E teroare vie. E bănuială vie. Că voi ajunge. Dar aici spune eu o sămânță, am fost născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Este această lucrare a Duhului Sfânt care este făcută în sufletul unui credincios. În sufletul unui credincios. Da? Și apoi spune... Sămânța nașterii din nou și ne arată apoi metoda nașterii din nou. Cum face Dumnezeu nașterea din nou? La fel ca mai înainte. Cred că este o dublură, dar și convertirea și nașterea din nou se fac în același fel. Prin lucrarea Duhului să și prin cuvântul lui Dumnezeu. Simplu ca bună ziua. El spune, ați fost născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, cred că este lucrarea Duhului Sfânt, și apoi spune că a fost născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și ne dă din nou același argument. Cuvântul lui Dumnezeu care este viu. Cuvântul lui Dumnezeu care este viu produce ce? Viață. Produce viața unde? Unde este moarte? Cuvintele mele, spune Domnul Iisus, sunt Duh și viață. Evanghelia aduce viață, aduce Duh. Evanghelia în vie. Spune că cuvântul este viu. Ați auzit pocăiți care spun slova omoară. Slova omoară, Duhul de viață. Adică nu mai e predicare așa prea multă, că slova ne omoară. Frate, ne omori cu predicile alea te da, dai slovă, noi e slovă omoară, da? Ăla e un text scos din context de satana și pus în gura multor pocăiți, care se referă la legea Vecului Testament, 2 Corinteni, capitolul 3. Nu se referă la predicarea cuvântului și Evangheliei nouă legământ. Este o foarte mare aberație. Că slova omoară referindu-ne la predicarea Noului Testament, la predicarea Evangheliei. Evanghelia este putere de mântuire Domnului. Cuvintele mele sunt duc și viață, Domnul Iisus. Nu spune, cuvintele mele sunt slovă care omoară. Aia se referă la legea Vechiului Testament care a avut rolul să ne omoare la propriu. Să ne arate cât de păcătoși suntem, cât de vinovați suntem înaintea lui Dumnezeu, că suntem condamnați, suntem destinați la iad dacă nu suntem salvați prin Domnul Isus Hristos. Asta e scopul legii. Scopul slovei este să ne omoare. Să ne pierdem orice speranță cu privire la noi și să ne spunem toată speranța în Hristos. Legea ne-a fost în îndrumător spre Hristos. Prin legea a venit cunoștința de plină a păcatului. Te legea. Prin legea a venit cunoștința de plină a păcatului. Condamnarea. Da, slova moară, Slova Vechiului Testament. Slova legii. Nu predicarea Evangheliei în noul legământ, dar pocăințe care nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu, pocăințe în ghilimele și care nu sunt născuți din nou din cuvântul lui Dumnezeu. Și normal că dacă nu-s născuți din nou din cuvânt, nu iubesc cuvântul, inventează și scot din, din scriptură ca satana, că numai satana a făcut treaba asta, a scos din, din, din context cuvântul lui Dumnezeu pentru a sublinia aberațiile lui și a-l duce în rătăcire pe Domnul Iisus Hristos. Da? Cât de cât de fără minte ar trebui să fie când a făcut lucrul acesta, da? Dar fac lucrul acesta pentru a, a dovedi de fapt că în inima lor nu există o transformare făcută din Cuvântul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei nou legământ nu omoară, ci dă viața, asta spune. Ați fost născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să nu fie născut din nou participanții la slujbele adunării? Scoate Cuvântul viu. Ai scos Cuvântul viu și pleacă viața. Simplu. A, noi putem să credem că nu știu ce bazaconii, nu știu ce programele, nu știu ce slujbe, nu știu ce brizbrizuri, nu știu ce artificii din astea, cu omul are o imaginație. A, putem să credem că putem concura cu țoapele de pe la televizor, din mass media, de la show-uri, să mai facem și noi. Ah, concurăm ca să atragem oameni, să vină oamenii la credință, la Dumnezeu. Îi prindem cu cârligul ăsta și după le spunem noi cum să fie mântuiți. Povești nemuritoare. Nu o să nimeni așa, sunt povești nemuritoare. Este o nenorocire a lor, care se face prin îndepărtarea cuvântului viu al lui Dumnezeu, care nu omoară și care dă viață. Care dă viață. Noi le dăm întâi cu slova să-i omorâm, să-și piardă încrederea în ei și după le dăm Evanghelia. Dăm Evanghelia. Și apoi spune că cuvântul prin care suntem născuți din nou este veșnic. Din ce punct de vedere este veșnic? Păi este veșnic că tot ce spune Dumnezeu este adevărat și e valabil pentru eternitate, dar cuvântul lui Dumnezeu este veșnic și din punct de vedere a ceea ce produce tot ce produce cuvântul lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual este etern. Și comparația pe care o face Petru este între făpturile trupești care trec repede și cuvântul spiritual al lui Dumnezeu, lucrarea spirituală a lui Dumnezeu. Auzi ce spune? Zice așa. Deci nașterea din nou este lucrarea spirituală. Trupurile noastre care și au existența pe pământ sunt fizice, trupești. Și el face comparația între astea două citând din Isaia. Și el spune așa. Că și cuvântul Domnului este viu și rămâne în viață. Cum explică el că cuvântul Domnului Viu și rămâne în viață? Păi, uite cum. Căci orice faptură, orice ființă trupească, este ca iarba. Și toată slava e, adică tot ce ai tu mai glorios în trupul tău, toată frumusețea ta, tot ce e mai deștept din, tot ce e mai frumos în tine, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea, frumusețea, slava, cade jos. Așa suntem noi din punct de vedere trupește. Dar, dar. Ceea ce produce cuvântul lui Dumnezeu în noi, adică cuvânt, nașterea din nou, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Care e cuvântul ăsta? Și acesta este cuvântul care va fost promoduit prin Evanghelie. Prin Evanghelie. Deci el spune, nașterea din nou este dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Deci nu-ți pierzi nimica. 2. Nașterea din nou este făcută printr-un cuvânt care în comparație cu existența noastră trupească este temporară și se duce. Este făcută printr-un cuvânt care e veșnic. Tot ce produce cuvântul ăsta veșnic din punct de vedere spiritual rămâne veșnic. Rămâne veșnic. e viu și veșnic. De ce? Fiindcă suntem născuți din nou prin cuvânt. Eu de asta nu mă pierd. Eu nu mă pierd nu pentru că sunt eu puternic și reușesc să perseverez mai mult decât alții. Eu nu mă pierd fiindcă sunt născut din nou din lucrarea Duhului Sfânt care este eternă și nu poate pieri și însămânțează mine o sămânță care nu poate pieri și doi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu care lucrează spiritual este de o asemenea natură încât lucrează și produce ceva care este veșnic și etern. Și pentru că zice el, am o asemenea naștere din nou făcută prin lucrarea Duhului Sfânt și prin Evanghelie trebuie să iubesc. Asta mă ajută să iubesc. Nu ești născut din nou, poți să bați la cap o să iubească o veșnicie întreagă, că nu o să iubească. Nu poți să iubești. Și el spune cu alte cuvinte dragostea, iubirea. Vezi? E foarte interesant. Nu îi manipulează deloc. Nu le zice strategii de iubire. Cum să-ți iubești fratele tău? Cum să... a ah, ce cărți scriu ăștia. Dacă te duci... Librările sunt cele mai mari coșuri de gunoaie din lumea asta. Librările creștine, mă refer. A, la nu avem noi treabă cu ele. Prea multă. Da? Mari coșuri de gunoaie. Te învață tot felul de chestii psihologice, strategii din astea, cum să iubești. Bă, dacă nu ești născut din nou, ce să iubești tu, frate? Nu ești născut din nou. Petru nu spune, hai vă dau eu niște metode, știu niște șmecherii în astea psihologice, că am avut o soacră în asta tare dificilă și am învățat cum să iubesc. Vă spun eu cum să iubiți, fraților. El spune nu. Dacă nu ești născut din nou, n-ai nicio treabă, n-ai nicio șansă. Nu ești convertit, nu ești curățit în suflet, nu și-a făcut lucrarea Duhului Sfânt în tine, nu s-a făcut desăvârșită lucrarea Duhului Sfânt în tine, n-a lucrat Evanghelia în tine, n-ai nicio șansă, Nici o strategie, nimica. N nicio strategie, nimic. Nicio strategie, nimic. Strategia asta e simplă. Naștere din nou. Curățire a sufletului. Prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt. Esența este simplă, nu? În această, în această zi am învățat din cuvântul lui Dumnezeu felul în care noi uh, răspundem lucrării lui Dumnezeu făcute noi, da? În prima parte din capitolul 1. Dumnezeu lucrează prin Evanghelie, ce rezultă din Evanghelie? Rezultă un om care are speranță, rezultă uh, uh, un om nou, o făptură nouă. O făptură nouă, da? Care are sfințenie? O făptură nouă, care umblă cu atenție, cu sfială, cu precauție pe pământ? Nu din asta un pirpiriu, ci umblă cu sfială în relație cu Dumnezeu, cu unul în care mi-a făcut atât de mult bine, care a dat ce a avut mai scump, domnule, pentru mine. Tot. A dat din el, pe fiul lui. Și un om care umblă cu sensibilitate profundă față de frați. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu lucrarea aceasta autentică de plină a Duhului Sfânt. Amin! Amin.